Piesa s-a dus destul de bine, dar parcă totuși lipsește ceva. Exact, o reacție. Așa că astăzi Andrei 2010 va reacționa la Andrei 2010 song, la piesa lui făcută de mine pentru el practic. Și nu vreau să vă spun foarte multe, vreau să vă spun doar să dați mare like la clipul ăsta, pentru că a fost prea tare reacția și a fost o reacție unică, pentru că eu l-am chemat inițial pe Andrei la mine acasă să reacționăm, să vină, să stea aici lângă mine, să reacționăm împreună, să râdem, să așa mai departe. Dar el a zis nu. Și am zis, vino încoa, pentru că am o altă idee de clip. Și m-a chemat pe Minecraft, pe un server de-a lui. Și m-am dus. Și s-a întâmplat asta. Bă, Andrei, poți să spui și mie unde mă duci și de ce mergem deja de o oră? Adică, gen, frate, vino odată la mine să facem reacția. Hai mai repede. Bă, frate, dar nu înțeleg ce... Bă, deci efectiv eu i-am spus lui Andrei, hai mă, hai la mine să facem reacție la Andrei 2010 song. Și el nu, că e altceva mai special. Ți-am pregătit altceva. Uite, ce? What? Ce e ăla, bă? What? Ecran în Minecraft? Păi și... Doar nu putem să reacționăm de pe el, adică gen, e Minecraft, frate, nu e viața reală. Ba da? Cum e, bă, mă? Cum? Ia, hai. Deci tu vrei să-mi spui mie, ia, bă, Andrei, ia, stai o secundă. Tu vrei să-mi spui mie că noi putem să reacționăm la Andrei 2010 song din Minecraft pe ecranul ăsta, gen? Da? Ok. Cum? Gen, e Minecraft, bro, nu e viața reală. Și gen, cum o să meargă chestia asta în Minecraft? Adică ești nebun? Gen, cum poate să meargă? Uite așa. Ia, mă, ia, cum? What? Ce, bă? Nu! Nu, 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 nu! Ăsta e canalul meu în Minecraft? Ce, bă? Da, bă! Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Stai o secundă. Wow, 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 stai. Dar cum apăs click? What? What, am apăsat? Bă, ești bun la pe clip. Mi-a intrat reclamă. Bă, ce, mă? Nu, no, deci, efectiv, mie nu vine să cred că văd așa ceva. Bă, bă, asta nu e... L-am trolat pe Andrei 2010. Uite, ăla ești tu, gen. What, omul meu de scroll? Bă, cum? Cum e posibil? Astea sunt toate clipurile mele. Bă, cum ai făcut? Secret? Zi! Dar tu ce ai în mână? Vreau și eu ce ai în mână. Ce e aia? What? Bă, ești de bun? Ial. Păi și ce fac cu el? Laser pointer. Ia. Oh, nu spune. Poți să controlezi clipurile. Ia, uite, o să intru pe clipul ăsta. Am făcut spor pe Newcraft. Oh, și ce avem aici direct? Reclamă la Morciulai Silent. Frumos. Bă, ești de bun. Nu-mi spune că... Andrei, nu spune că poți să intru pe aici să-l împugră de pe chestia asta. What? Și aude! Nu pot să cred că are și sunet. Ce, mă? Mă, are și sunet? Bă, frate, cum are și sunet? Nu pricep chestia asta, gen. Efectiv, nu înțeleg cum are și sunet. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ce, mă? Ia uite-l pe Andrei și se uită pe aici să-l împugră. Ia! Bă, ești de bun la cap. Direct. Ia, mamă, pe ăsta l-ai tu, ești de bun, al meu. Deci pe ăsta l-are Andrei acum. Bă, frate, nu pot să cred că merge până și site-ul. Ok, deci eu zic să-i dăm direct drumul la reacție, nu? Adică dacă tot avem așa ceva, gen, eu zic să ne punem confortabili și să dăm drumul la reacție, cred. Stai, ok, stau. Ai uitat ceva? Ce? Ce-am uitat? Păi mărciul avem deja aici. Am zis de el, ce mai e de zis, gen? 700 de miliarde. Ah, dar chiar, bă, n-am zis că lumea trebuie să dea un like la clipul ăsta, că dacă asta nu e cea mai specială reacție cu Andrei 2010. Bă, Andrei, eu efectiv vreau să-mi spui legit câte like-uri să facem la reacția asta. Gen, efectiv, mi se pare insane ce se întâmplă. Nu, zici tu o sumă puțin mai normală, gen, ok, un subscribe, un clopoțel merge, dar 900 de mii. Bă, zi-mă o sumă, bă, zi o sumă. Fii atent, dacă nu zici o sumă corectă de like-uri, îți iau tricou. Îți iau tricourile, îți iau mărciurile. Ok, 10.000. S-a speriat. Ok, hai să vedem dacă te face 10.000 de like-uri. Nu știu dacă vom putea, dar practic hai să dăm cu reacția la Andrei 2010 song. Și încă ceva, zi, mă, ce mai e? Aaaa, stăm frumos pe scăunele să ne uităm. Mama, asta o să fie tare. Bă, ia uite-l. Mamă, ce știe Andrei. Bă, Andrei, dar eu am o întrebare. Tu te-ai mai uitat gen până acum? Gen, are o zi piesa. Ai ascultat-o până acum? Te-ai uitat la clip? Vreau să știu. Nu, încă e prima dată. Deci nu te-ai uitat deloc la piesă, vrei să-mi spui deloc, nicio secundă? Am așteptat pentru clip. Bă, niciun fragment n-ai ascultat piesa, vrei să-mi spui tu. Nici o bucățică foarte mică de piesă n-ai ascultat.
Primele 10 secunde, ok. Bine, atunci, hai să-i dăm cu reacția. Let's go. Bă, Andrei, în momentul de față, eu voi controla aici. Deci, avem aici canalul silențiosul, da, unde este postată piesa Silent Andrei 2010. Bă, ok, tu ai dat pe full screen, dar eu voiam să arăt aici faptul că vreau să vă mulțumesc pentru această sumă de vizionări și like-uri în doar o singură zi pe canalul secundar. Eu nu mă așteptam în viața mea că o să vă placă atât de mult. Și bă, Andrei, gen, ai uitat să zici ceva foarte important, pentru că gen, în momentul de față te vedem și pe tine, gen. Am cel mai frumos mărci pe mine, bă, da, și suntem, nu știu dacă suntem meci, eu zic că suntem meci, mă rog, al meu e pe negru, tricou, gen, este modelul numărul 2, al tău este pe albastru, pentru că este culoarea ta preferată. Bun, bă, eu zic până una alta, hai să-i dăm cu această piesă nebună și să vedem despre ce e vorba și vreau să-i văd reacția lui Andrei live, o să dăm sonorul aici la maxim și hai să-i dăm. Bă, Andrei, ok, hai să-i dăm. Ok, ia să vedem. Ok. Deci o să mă uit la reacția lui Andrei. Acum începe. Da. Eu uite-l pun cioră, mă. What? Ok, de data asta Andrei, eu zic să nu mai face așa. Hai să o reluăm. Mă duc, Andrei, și mănâncă pizza aici de unde? Ăla sunt eu. Iau-te-l. Ok, ok. Iau-ți. Iau-ți. Ce are, mă, ce face așa? Mamă. Ce, de ce ai pus pauză? Ce are, mă, mamă, a nebunit Andrei. Bă. Îți place cum sună? Bă, stai, mă, nu mai da foc. Zi, de ce ai pus pauză? Se pare, ce zic? E fire, ok. Bun, deci tu dai play și tu dai pauză. Deci eu doar o să uit la Andrei cum reacționează. Ok. Era primăvară. Mai țin minte, Andrei, 13-a 4-a, bă. Eram eu acolo. Dar stai, gen, nu te-ai prins, gen, 13-a 4-a, gen, adică nu te-ai prins de versul ăsta cu totul s-a întâmplat într-o bună zi, era primăvară, gen 13-a 4-a, adică gen, te-ai prins, gen, adică, ai prins-o sau n-ai prins-o? Da, atunci am intrat pe server, exact, Andrei, atunci ne-am cunoscut pe 13 aprilie. Bună zi, era primăvară, 13-a 4-a, viața era destul de frumoasă, era pe un server, atmosfera e serioasă. Și gen, îmi place că tu n-ai observat și tu, gen, ce studio am, ce d-astea, adică nu observi, mamă, cum e piesa, adică chiar nu vezi ce studio am, nu zici nimic, asta mi se pare, gen, omul e tripat pe mamă, cum e piesa, gen, nu se pare insane? E mișto studioul, dar stativul de microfon e de birou pus pe un braț? Eee, ia uite, mă, ce facem aici, greșeli în piesa Andrei 2010? Ia, hai, taci. Era pe un server, atmosfera e serioasă. Okay. Cine este? Era Andrei și nu știu. Eu! Ce spăra pe mine, mi-a dat un dislike sau 3. Că spunea că e hater și de aia. Mamă, cât de tare dură ai explodat, mă! Ia uite! Ia uite, mamă! N-ai ce să zici! Stai! Ce? Ce s-a întâmplat? Ia că a remarcat Andrei, o greșeală! Greșeli în piesa? Vreau să refac o parte. Ok. Nu, era doar pentru piesă partea aia cu TNT-ul. Nu, omul meu voia să facă din nou scena asta cu TNT-urile. Bă, nu, Andrei, e doar pentru piesa asta. Hai, refrenul. Fii atent, vreau să cânti o dată cu piesa, hai. 3, 2, 1 și, hai, stai. 3, 2, 1. Bine. Totuși, gen, nici n-ai observat camera mea, gen, nu ți-ai dat și tu, gen, ok, omul meu deja când în altă limbă, gen, camera mea nu-ți place, ia uite, gen, dacă observi aici, uite că mulți n-au observat, uite, eu aici aveam un Nintendo Switch, Andrei, lângă pat, acolo aveam hăinuțele mele, nu seamănă cu camera ta? Păi da, bravo, mă, e camera mea din Minecraft, că nu-mi fac camera mea din viața reală în Minecraft, gen, și sunt multe chestii din clip pe care nu le-ai observat, dar o să le mai spun când terminăm, gen, că momentan trebuie să reacționezi la toată piesa. Ha, hai. Got it.
Ce? Ce s-a întâmplat? Vreau să văd ca cardul. Ok. Da, mă, uite, tu ești cu chitara ta, gen. Ce uite în studio, gen. Ce frumos sunt. Bă, da, chiar erai destul echipe și trebuie să recunosc în acest videoclip. Dar aia nu e chitara mea. Ei, ia uite, mă, ce... Bă, ce nebun ești. Dar bravo, mă, da, de ce? Bă, Andrei, uite laptop. Ia, ce laptop e ăla? Te prinzi? Este un Microsoft Surface. Surface sau ceva. Mă rog, gen, ăla era... Știam! El știa, mă! Și uite, aici am mixerul unde mixam eu la începutul clipului, gen, știi? Adică eram șmecher, gen, mixerul ăla. Ok, start. Mamă, îmi place la nebunie partea asta. Totul e pus timp și Andrei e pe afară. Situația e clară. Mi-e frică de un plic. 3, 2, 3, 2, 1 și... Fug de Andrei din primăvară. De ce nu l-am bătut pe zombie? Pentru că ești ultimul noob, adică gen, efectiv, unde te băteai cu zombiul? Stai, mă țin pe clipul. Pentru că te ascundeai, pentru că erai ultimul fricos și zombiul ăsta era gata să te... Trebuia să-l bat? Da, nu. Ia uzi! Și Andrei mă așteaptă pe scară, iară, fug de Andrei din primăvară, dar de atunci... După tine trăgeam, da, după mine. Da, ascultă aici, atent. Deci nu rata niciun vers aici, fii atent. Din primăvară, dar de atunci suntem prieteni, numai o povară. Drumul a fost lung, nu mă așteptam să apară. Cel mai bun prieten dintr-un hater, timpul zboară. Wow! Deci la asta nu te așteptai, la versul ăsta, niciodată. Niciodată. Ce? Ce faci? Bă, ce? O inimioară, bă, ce drăguț. Bă, nu trebuia, vino să te iau brațe. Da, Andrei, bă, nu trebuie, frate, să mulțumești. Uite de acolo, hai, continuă acolo. Bă, dar totuși, gen, chiar, exact pizza, exact asta vreau să zic și eu, gen. Pizza, frate, gen, uite, deci tu, bă, cu ce poftă. Eu m-am aruncat în pizza aia. Bă, cu ce poftă mânca omul meu pizza. Și, gen, îți place mâncare pizza asta pe peperoni, gen, niciodată nu te-am întrebat care e pizza ta preferată, gen, efectiv, chiar niciodată nu te-am întrebat care e pizza ta preferată, adică, cum o mănânc, nu pot să mănânc, din păcate. Dar, da, chiar, care este pizza ta preferată? Ia, pizza mea preferată, ok, în regulă, care este? Care este aceea? E pizza Andrei 2010, ok, și din ce ai făcută pizza Andrei 2010? Din pizza. Și ce ingrediente are pizza Andrei 2010? E un fel de pizza diavola? Ok, bun. Hai să vedem. Yeah, Andrei 2010, fugi. Hai să dansăm. Andrei 2010, fugi. Hala, mă. Se distrează el. Și asta a fost și piesa, Andrei. Cum ți s-a părut? Chiar sunt curios. Tu ai făcut clipul? Da, eu l-am făcut. Cine altcineva, gen? Nu te cred. Bă, nu cred, mă. Așa de tare a ieșit clipul, nu te cred. Gen, chiar nu te cred. Da? Bă, ce pot să zic? Îți mulțumesc, gen. Chiar îți mulțumesc, gen. Ok, deci chiar îți place clipul. Wow, chestie... Bă, dar de ce e pe canalul secundar? Bă, pentru că am zis că, știi, pe canalul principal am scos 600K, care avea animații și, gen, mi s-a părut că am ridicat cam mult standardele ca să pun un clip care nu e animat, gen, pe canalul principal. Așa că am zis să pun pe secundar și, gen, crește și canalul secundar, subscribe la canalul secundar, desigur. Asta e mai mișto decât clipul de la 600K? Să zică lumea în comentarii, mama, bă. Deci voi... Voi vreți să-mi spuneți că clipul ăsta de la Andrei 2010 song e mai tare ca ăla de la 600K? Asta îmi spune Andrei în secunda de față. Nu știu, scrieți-mi un comentariu, eu nu cred, cel puțin. E mai tare? Bă, da, nu știu, eu nu prea cred. Acum, Andrei, vom reacționa la prima mea piesă și anume Topicraft, care are aproape 2 milioane de vizualizări. A, e veche. Păi da, mă, da, o știu deja. Dar niciodată n-ai făcut o reacție la ea, gen. Așa că, și nici eu n-am ascultat-o de mult timp, trebuie să recunosc. La ce te uiți?
Topic Craft Island, da, 4 august 2021, a trecut ceva timp, da, știu. Și ce zici să reacționăm la aia, gen? Adică, nu ne cunoșteam? Normal că nu ne cunoșteam în 2021, ce-i? Păi nu ne-am cunoscut în anul, anul trecut, what? E 2023, ok. Da, ne-am cunoscut în 2022, 13 aprilie. Ok, hai să vedem Topicraft, să vedem dacă mai pune de ceva în 2023. Nu știu dacă o să mai îmi placă, sincer. Mai ales clipul, hai să vedem. Ok. Ok. Aveam skin-ul vechi. Ok, Andrei. Ce-i da pauză? Okay. Ice Island. Sunt pe Topicraft cu frații mei în SMP. Ok. Și analizează Andrei piesa. Bă, what? Stai o secundă, tu observi aia, gen, cine era acolo în spatele meu? Era fractul, cine era? Nu erai tu. Păi nu seamănă deloc cu tine, ia, uite-te la asta și uite-te la tine. Bă, nu prea seamănă. Gen, nu prea seamănă. Cine era? Cred că era fratele tău mai mic sau ceva. No, nu erai tu, Andrei, nu erai, nici nu ne cunoșteam. Nu erai tu, frate, n-arăta ca tine. Nu erai tu. Sunt în chebia la mine. Ok. Diamante am în cap. Gen, îmi place că tu te dai mare profesionist, dar n-ai nimic de comentat despre cadrul ăsta, gen, la care toată lumea a comentat, gen. Adică, asta mi se pare incredibil. Diamante la suprafață, exact, și acolo avem un semn care scrie dacă vezi asta, scrie comentariu sau ceva. Diamante am în cap, yeah. Fac ce fac și tot o fac. Fresh nu ca ori am intrat. 3, 2, 1 și într-un village pe flow. Bă, ne doamne la suprafață, du-te în colea. Yo, și diamante. Ce sunare loc. Ei. Somu, pâine, tot. Ice Island. De unde se dansează, Andrei? Cu frații mei din SMP. Ia, recunoști frații din SMP? Ia, hai să vedem. Îi recunoști? Hai să facem prezența. Cine e aici? Primul. Cine este aici? Ok, omul meu nociv sine din Sentistami Pain. Bă, omul meu le-a... Bă, ce le știe omul meu? MP. Ice Island. Un hater nu mă prinde că Ice Island. Ice Island. Băi, și aici aveam un studio, dacă stau să mă gândesc, gen, e destul de asemenea cu studio din Andrei 2010 Song, numai că la din Andrei 2010 Song e mult mai bun, gen. Același microfon, da, e același microfon. Sunt pe Topicraft cu frații mei, SMP. Ice Island. Un hater nu mă prinde că mamiși prea repede. Alergă. Ice Island, fac live cu frații mei. Pe Minecraft sunt și ei. Bă, câți abonați aveam acolo? Ia stai o secundă. Câți abonați am? Mamă, nu prea văd de calitate, cred că 463.000. Nu știu dacă, nu știu, chiar nu-mi dau seama, sincer. Fac live cu frații mei, pe Minecraft sunt și ei. Vino tu dacă vrei. Bă, dar n-ai comentat momentan nimic de clip, de piesă, cum sună ca sound pentru 2021, că e o piesă veche, gen, nu ți-ai dat nicio părere de versuri, de nimic, efectiv tu ești NPC aici, gen. Ești ultimul NPC. Pe le știu, sunt pixit de asta, dar e ok. Aaaa. Iată, eram speaker calificat. Minecraft m-a dat. Da, și aici e încă o dată refrenul. Păi și, ok, acum hai să facem o retrospectivă și vreau să-mi spui în felul următor. Ce notă oferi piesei Topicraft? Pentru început, gen, având în vedere că este o piesă super veche, 9 din 10, în regulă. Și ce notă îi oferi piesei Andrei 2010 de pe Silențiosul, pe care am scos-o acum o zi și la care am făcut reacție astăzi? Deci sunt foarte curios. Ok, da, gen... mamă, omul meu se gândește. 10 din 10, let's go! Deci, da, oameni buni, că am jucat această reacție. Nu uitați să ascultați piesa. Nu uitați că mărciul s-a lansat după 100.000 de ani. Eu am fost Andrei, iar de sigur că te vedeam data viitoare. Toate cele bune, pa, pa!